fac și eu live-ul ăsta pentru toți datornicii, pentru toți ăștia care are să-mi dea bani. Să dați-mi, frate, banii, că am și eu de la rândul meu să dau bani la altă lume și e urât. Dați-mi banii. De când cu tine mi-a rămas în cap asta, oameni buni. Băi, oameni buni, treaba asta în felul următor. Am venit și eu acasă de vreo... am vreo... în decembrie. Am și eu niște datornici, niște oameni pe aici care trebuie să-mi dea banii, nu vine nimeni să-mi dea banii. Dați-mi, bă, fraților, banii ăștia care știți că aveți să-mi dați bani. Dați-mi banii veri, că și eu la rândul meu am niște datorii. Și îmi trebuie banii, am nevoie de bani ca toată lumea. V-am lăsat o lună, două, un an, doi, trei, șapte, zece ani, 15 ani, gata, dați-mi banii. Vreți să mă enervez? Ăștia care aveți să-mi dați bani, dați-mi banii. Că și eu la rândul meu trebuie să dau la alții bani. Dați-mi banii vere, dați-mi banii, că nu e plată, nu e șmecherie, nu e nimic. Nu e, cum să-i dau la pierdut, sunt banii mei. Dați-mi, fraților, banii. Bă, ăștia care știți că aveți să-mi dați bani, de ce nu-mi dați bani? A? Vă întreb ce așa frumos. Nu e normal să-mi dați bani? Eu vorbesc de datoriile alea mari, să nu te, bă, să nu te legeți greșit ăștia cu astea mici. Eu zic de ăia, de mafioți, ai înțeles? Ăștia cu astea mici, e mai așa, nu e problemă, nu se simte. Eu vorbesc de ăia, dar aveți să-mi dați bani mulți, de mafioți. V-am lăsat un an, 2, 3, 5, 10, cât vreți să vă las? A? Nu e normal să-mi dați banii? Și încă o dată zic, să nu înțeleagă, poate să mă uită pe la mine de ăștia, de... Nu, sunt bine, a? Mersi frumos, mersi frumos, a? Poate mă vede de ăștia, dar are să-mi dea 100, 200, 500, 1000, nu mă refer la ăștia, eu mă refer la ăia, dar are să-mi dea bani mulți, niciodată mă n-are cum să prescrie. Nici după moartea lor, rămâne datoriile la copiilor, cum să... Mie-mi dați bani. Pe bune vă... Treaba voastră. Sanchi, voi nu vă înjostiți dacă îmi dați bani înapoi, e? Mai faceți și pe mafioți. Păi aia, hai că te mai las cu nunta asta. Apropo, toată lumea care vrea să vină la nuntă pe 2 august la finul meu, să vină tot să mănânce, să bea, să vină cu copii, cu nepoți, cu ce vrea ei. Nu să ia dar, nu să ia nimic, nu veniți cu daruri, cu de-astea, cu bani, că se supără fină mi. E toată lumea invitată. Bă, eu vorbesc acum încă o dată, zic, să nu să zică ăștia de... Are să-mi dea așa câteva sute, eu nu zic de ăștia, eu zic de ăștia, dar aveți să-mi dați bani mulți. Dați-mi banii, vere, sunt acasă, dați-mi banii, de ce nu mă căutați să-mi dați bani? Nu e normal să vă plătiți datoriile? Dați-mi, vere, banii ăștia, de, aveți pretenții de mafioți, de șmecheri, de... Eugene, nu-mi dai banii... Oameni buni, punctul G, G-Star, G-Man, nu-mi dai banii. Și vă arăt tot la șmecher, știe el. Ăsta de v-ați cunoscut la... te-ai cunoscut cu el bătrân. Nu știu, frate. Unde mergi? Hai la Mânești. La Mânești? Da, hai să credeți, nu știu acolo. Dați-mi banii, că pe bune fac urât. V-am lăsat un an, 2, 3, 7, 10, păi când vreți să vă mai las? Vă chiar nu vă e rușine? Auzi ăsta, ce deștepurice, dacă ești mardoi, te bați cu Meco RXF. Bă, ești bun, ești bun.